Ion Bodnăraș, un român din nordul Bucovinei, crește porumbei din copilărie. O face din dragoste și vrea să insufle și altora această pasiune. Porumbeii simbolizează armonie și împăcare. De acest lucru se conving mai cu seamă cei care au descoperit aceste sentimente, trăind în preajma păsărilor deosebite aproape toată viața. E și cazul lui Ion Bodnăraș din comuna Ostrița, regiunea Cernăuți, care crește porumbei din copilărie. Chiar dacă are mulți porumbei domestici, cunoaște trăsăturile fiecăruia dintre ei și știe cum să-i trateze dacă se îmbolnăvesc. Hai, veniți la mâncare. Hai, veniți în coace la mâncare. Ion Bodnăraș a descoperit plăcerea de a crește porumbii când avea 10 ani și de atunci aceste păsări fac parte din viața lui. Pasiunea porumbeilor a apărut când eram copil, undeva de 10 ani. Am primit primii porumbei cadou de la un prieten, așa. În primul timp tatăl meu nu tare era cointeresat ca să ne ocupăm cu porumbei, mă ocupam eu cu fratele, așa. După aceea am făcut o conferință, așa, cum spune, familiară și ne-a dat voie să ținem 3 perechi de porumbei. Așa, după când au apărut 3 perechi de porumbei, în scurt timp mai au apărut 3-6. Așa, și de acolo înainte, când în timpul copilăriei, așa aveam 7, 8 până la 10 perechi de porumbei. Au trecut 21 de ani de atunci, iar astăzi Ion Bodnăraș are peste 200 de porumbei. În 2008 a înființat Federația de Sport Columbofil din Ucraina și tot atunci a fost ales președinte al acesteia. La nivel profesional am început de prin anii 2000. La Kiev s-a organizat Asociația Columbofilă Ucraineană, în frunte cu domnul Leonid Dercaci, fostul șef al securității ucrainene. Și de atunci am început a organiza expoziții la Cernăuți, competiții am început a organiza aici pe regiunea Cernăuți. Și avem undeva 21 de ani și tot mergem înainte. Așa, între acești ani am organizat vreo 40 de expoziții numai în regiunea Cernăuți. Așa, din 2010 anual participăm la expoziții mondiale și cupe europene. Așa că anii trec, mergem înainte, din fiecare an rezultatele, mai ales la ăștia voiajori, sunt mai serioase. Este impresionant faptul că columbofilul bucovenian Ion Bodnăraș comunică cu fiecare porumbel, cunoscându-i povestea vieții și numele personal. Este o pasiune aparte, mai rar întâlnită, și o dragoste enormă față de aceste păsări fermecătoare, simboluri ale păcii. Așa, acești doi porumbei, să spunem că sunt familie, sunt perecheați amândoi. Așa, această femelă, da, am primit-o cadou de la un mare columbofil din România, care îi spune Andrei Marius. Așa, în momentul de față am format echipa Andrei Marius, care participă la competiții în clubul Cernăuți. Are rezultate foarte bune. Și nu numai ea, mai sunt un grup de porumbei care formează echipa Marius. Așa am stabilit și din an în an arată rezultate excelente. Cam câte perechi de porumbei aveți dumneavoastră aici?
să spunem, perechile le formăm în primăvară. Acum voiajori așa, undeva vreo sute de voiajori am. Perechile se formează singur sau le formați dumneavoastră? Sunt variante care se formează singur, dar te uiți după pedigriuri, dacă îți convine și îi lăși așa. Dar în majoritatea cazurilor, după iubire se împerechează foarte bine și puii de sub ei arată rezultate foarte bune. Așa, o parte împerechează cum îți convine, după pedigriuri. Așa că sunt variante că nu le nimerești. Mai încerci ceva, mai desperechezi, împerechezi din nou. Așa că toată viața tot muncim. În decursul mai multor ani, porumbeii lui Ion Bodnăraș au cucerit numeroase trofee, diplome și medalii. În valiera mea am peste 200 de porumbei. Acest porumbel este din specia Roller de Bucovina. Este carte de vizită columbofilă a Bucovinei, să spunem. Așa. Această specie de porumbei are undeva peste 200 de ani. Au fost aduși în Bucovina de austro-ungari, peste 200 de ani în urmă, așa să spunem. Sunt foarte puțini, au rămas acum. Sunt undeva, eu știu, poate vreo 40-50 de porumbei de această specie în regiunea Cernăuți. Așa, i-am întâlnit în județul Suceava și în Lugoj, județul Timiș, da? Așa, mai mult nu i-am întâlnit. Și fiindcă îs de-a noștri bucovineni, mai mă ocup și cu ei. Așa că din moment patriotic, așa să spunem. Mai o specie de porumbei din valiera mea este porumbei Maria Stuart. Gulerați, le spune românește, iacobini, mai multe nume are. Este un porumbel foarte interesant, cum spune, are așa o frizură frumoasă, așa să-i spunem. Anul curent au participat undeva peste 500 de mii de porumbei au fost lansați de pe teritoriul Ucrainei. Așa, care au fost transportați undeva de 202 camioane au fost. Noi ajutăm columbofilii din România ca să, de pildă, să treacă vama. Așa, tot se face oficial. Și ori eu, ori colega meu de la Odessa, când porumbeii trecem pe la vama Odessa, că majoritatea columbofililor care participă la lansările din Ucraina sunt din sudul României și lor, pentru dânsi, e foarte combinabil, ca de pildă o traversat Republica Moldova, o intrat în Odessa și de pildă are lansarea de la Nicolaev. Pe la nord, pici, pe la noi, pe la Seret, mai trebuie să facă 800 de kilometri într-o parte și 800 înapoi. Dar acolo e aproape, așa. Și datorită contractului, tot trebuie de făcut să fie excelent. Tot trebuie de făcut la timp, ca porumbeii să nu șadă în cuști. Vă dați seama că în timpul de vară, când afară e cald, trebuie tot făcut iutișor ca să ajungă la locul de lansare și să fie lansați la timp. Ion Bodnăraș vrea să insufle copiilor și nepoților săi dragostea pentru porumbei, păsări care simbolizează pacea interioară, armonia și împăcarea.